Transportul agabaritic, care a plecat de la o societate din Buzău cu destinația Brăila, a ajuns în Râmnicu Sărat în jurul orei 14. Echipajele de poliție i-au îndemnat pe șofer să-i facă loc, iar periodic circulația a fost întreruptă. În zona semaforului de pe strada Alexandru Ioan Cuza au apărut primele probleme. Din cauza înălțimii mari a reactorului de 6,4 metri, semaforul a fost rupt. Trailerul a înaintat cu dificultate pentru a nu agăța sau a rupe firele de la rețeaua de electricitate sau pe cele de cablu, TV și telefonie. De la Buzău și mergem la Brăila. Ce transportați? E un tub, un reactor. Cât de greu a fost drumul până aici? Greu. Atât în municipiul Buzău, cât și în Râmnicu Sărat, transportul agabaritic cu o înălțime de 6,4 metri a fost însoțit de echipe de la Societatea Electrică, dar și de la firmele de cablu TV și Internet, TVSat și Fibernet. Acestea au asigurat cablurile pentru ca gigantul să nu le rupă.